Și n-ai nicio reacție potrivită la cuvântul Domnului. Știi care poate fi una dintre cele mai dramatice moduri în care se răspund lui Dumnezeu? Una în care să fie o contradicție de termeni. Întoarceți, vă rog, la faptele apostolilor, capitolul 10. Domnul se străduiește să-l lămurească pe Petru, pe apostolul Petru, că trebuie să meargă în casa lui Corneliu și se apropie Domnul de Petru într-o vedenie. Petru este pe terasa casei. În versetul 13, în fapt 10, Domnul are un mesaj pentru Petru. Zice, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Vreau să rețineți că Petru nu pune la îndoială că vorbește Domnul. Petru știe că Domnul i-a vorbit clar acest lucru. Și a zice: Păi, dacă știi că se a vorbit Domnul clar, răspun și tu pe măsură, nu? Sigur că da, ascultați ce zice el. Nici de cum, Doamne. A? Să crezi tu, Doamne. Uitați-vă cele două cuvinte alături. Nici de cum, dar zici, Doamne. Să nu se supere. Să nu se supere cumva, nu? Domnul zice, oprește-te de pe drumul ăsta și tu spui nici de cum, Doamne. Întoarce-te nici de cum, Doamne. Ascultă și tu spui nici de cum, Doamne. Și continui cu Doamne în cântare și continui să-i spui Doamne în rugăciune și continui să-i vorbești ca să nu se supere. Dar dai din cap și spui, nu. Dar înțelegi că ți-am vorbit eu astăzi, zice Domnul. Da. Dar nu. E cum vreau eu. Numai bunul Dumnezeu ne poate scoate din starea aceasta. Dar este o auzire care duce la condamnare.